Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit într-un nou vlog. Noi ne-am trezit, ne-am făcut rutina de dimineață, am băut o cafea, bineînțeles, iar acum mergem spre căsuța noastră să vedem ce au mai făcut băieții, cum au avansat cu lucrarea. Înainte să ajungem la căsuța noastră, am trecut pe la Lidl, am făcut câteva cumpărături, am luat câte ceva și pentru bunicii lui Sebi, vom merge și la ei un pic în vizită, n-am fost deloc de când am venit și o să trecem măcar jumătate de oră să îi vizităm. Iar de aici vă las să vedeți voi în continuare ce am mai făcut. Dă-i lui, dă-i să țină mână, dă-i să țină mână, așa, ca să nu mai răcnească. Asta e a meu. Azi le-au niște mere și să ne căruță, Maria. Da. Hai. Încape? Încape, da. Ce să aibă? Tai lemne, Iosif. Bani, lemne, dacă ai mușești cât le strângi în fiecare. Da, păi da. Vino încoace, Iosif, nu ieși în stradă, hai. Hai, vin la mama. Hai. Nu fugi mai, nu fugi mai. Haideți să mergem în casă. Hai! Hai din casă! Hai! N-ar nimic! Poftim drujba! Ține drujba! Du-și taie lemne, hai! Du-și taie lemnele! Da, mama. Hai, vin la mami, hai. Haide, Maria! Wow! Am văzut statuia lui Ștefan cel Mare. 365 de camere au dat. Cât are un an de zi. Fiecare zi are o cameră aici. Da. Vreau să intrăm, nu? Nu cred că e indicat cu Iosif. Sincer. Harta României, nu? Mulți ani. La mulți ani. Așa, ca ceva?
cancer mare. Bun, da, pe acolo punea bombe. Da, da, aici e închis. Mai închis, da, da. Bă, de aici, de aici e la unde se țintească, știi? De zi de aici, trebuie să arată mai sus sau mai jos. Așa nu e geamă. Nu, 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 nu. Ce e asta? E tun, tati, tun. Aici punea bombe, la punea bombe și înțintea cineva, nu? Bă, tu ele, știu că... Clădită construită între anii 1906-1925. Tu lasă pe aici undeva. Ia uite. Bună. Haide. Tot întreabă, ce e asta? Ce e asta? E asta? Apta? Hai răbdare un pic. Ce ai, Maria? O drujbiță. Clește. Clește. Sebi, uite clește din asta, îți spuneam eu atunci să cumpăr. Din asta. Asta e pentru beton. Pentru beton? Da, pentru fier. Da, dar nu este și pentru lemn, pentru asta? Este, nu? Da, pentru foarfec de... Ba da, pentru grădinărit, este. Deci sunt mai multe fieluri, sus și jos. Da, are de fier de ton, Haide, Maria. Mami? Da, mamă. Da, ce-i curata asta? Haide, să căutăm ce avem de căutat. Ce face? Hai. Nu sunt aici, ia din asta normal. Nu sunt alte, nu mai sunt, l-a luat nenea, ăla te scuze.
ales pentru bebeluș. Iosif, mergi cu mașina? Bip, bip! Maria merge cu tirul. Mergi cu tirul, Maria? Da. Bip, bip! Îți mai un pachet de șervețele umede pentru Iosif. Da, nu știu care-s bune, că n-am luat niciodată. A, știu, că-ți mai spun. Ia un pachet de mesta să avem. Lasă-l în pace, Maria. Hai la preparate în față. Cu tirul. Și și când ne-ați mai luat? De care zici tu? E de acolo. Da, erau acolo la prima. Conduci mașina, Maria? Mamă, dar ce bine conduci. Da, da, Iosif conduce bine. Ești șoferiță profesionistă, nu? Faci la dreapta, virezi la dreapta, la stânga. Aici, la, aici erau măsilele. Da, dar mai bine nu este mare, mai încărnos. Dar asta cred că e scusul, nu? Da, nimic așa dacă scusăm. Îți mai cărnos. Îți mai cărnos. Da. Nu am așa mare? Eu cu tine din aia nu știu cât are. Da. Nu încă pe acolo, că se rupe cu tine. Stai cu minte. Cam asta am cumpărat de la Carrefour. Am cumpărat să luăm în Germania cu noi. Niște cârnați. Șervețele pentru Iosif. Niște banane. Ce am mai cumpărat aici? Mă rog, tot așa niște cabanoși. Aici am cumpărat slănină cu paprika, jumări, 3 caserole, aici niște șuncă, Maria și-a cumpărat huba-buba, crembuș de pui, am cumpărat o bucată de caș, 1,5 kg de caș, măsline negre și o pereche de sandale pentru Iosif de purtat pe aici colo. Și pe toate astea am dat 630 de lei.